Salutare oameni buni și bine ați revenit! Astăzi vorbim despre Zenfone 11 Ultra, noul model de flagship de la Asus, care încheie o eră și deschide o nouă pagină în istoria telefonelor companiei taiwaneze. Practic se termină momentul în care Zenfone era un smartphone compact, un flagship compact care aducea avantajul de a fi ușor de ținut în mână și de folosit cu o mână și ușor de ținut în buzunar. Zenfone 10, care a fost, să spunem, și o ediție aniversară și o ediție specială, rămâne la ora asta unul din cele mai bune performante flagship-uri compacte, dar este de anul trecut deja. Zenfone 11 Ultra a primit numele de Ultra tocmai pentru a marca această separare și este practic un ROG Phone îmbrăcat în hainele Zen. Adică, într-adevăr, designul este similar, dotările tehnice sunt similare, dar este și un telefon care poți să spui că este destul de subțire și destul de drăguț pentru a fi numit Zenfone. Fără interfața aia de jocuri, fără butoanele pentru jocuri, cu un modul de foto ușor restilizat, e cam la fel, dar și conține același modul de foto, dar este restilizat un pic, cu un spate destul de interesant în stilul apropiat de ce face Asus pe laptopuri și cu elemente destul de puternice, să zic așa, astfel încât să se păstreze un flagship adevărat, dar care în același timp pot să spun că își pierde din atractivitate odată datorită ecranului foarte mare, 6,78 inch, și a doua oară pentru că este cam la același preț cu ROG Phone 8, nu prea mai are avantajul acela, cel mic pe lângă că era compact, era și foarte atractiv ca preț. Cel mic era la vreo 4.000 nou lansat și după aceea se mai ieftinea pe parcursul anului, ăsta s-a lansat direct la 5.000 de lei. Și în varianta de 5.000 de lei primești 12 cu 256, ceea ce nu mai este atât de ideal pentru un flagship în ziua de azi. La 5500 de lei avem varianta 16 GB de RAM, 512 de stocare, care e mai aproape de ce trebuie să fie un flagship în ziua de azi. 5500 pe de altă parte e destul de mult, adică ai foarte multe alternative la prețuri apropiate sau mai bune decât ăsta. Și intrând în competiția asta, chiar dacă ești un fan al Asus sau al brandului în sine sau al ideii de să nu alegi branduri comerciale mari, tot este un preț cam mare, adică cu 300 de euro mai mult decât anul trecut, e mult, e destul de mult. Cam asta este povestea noului Zenfone 11 Ultra. Nu zic că nu este un terminal foarte bun după ce te joci cu el și observi cât de mișto e și pe lângă faptul că e subțire, finuț și destul de ușor, are baterie de 5500, ceea ce face să țină mult peste competiție. În mod normal, cei 500 de mAh ar trebui să-ți aducă 10-15% în plus față de ce aveai. Ăsta ține ceva mai bine de atât. O să vedeți că vă arăt testele făcute. Pe partea de performanță este la fel de bun ca ROG Phone, adică atinge nivelele maxime de scoruri și în jocuri și în testele de performanță hardware. Camera foto se descurcă, senzor principal de 50, senzor secundar de 32 și ultra-wide de 13, senzorul de selfie de 32. Ce probleme au ei? În mare, vorbind așa, partea de foto nu au optimizări foto sau moduri de lucru speciale cum au ceilalți jucători, n-au alocat resurse și, cum să spun, cercetare, dezvoltare în zona asta unde să meargă un pic mai departe de ce oferă Android-ul curat, n-au colaborat cu niciun brand foto, nu au chestii precum senzor de un inch care să zici că ar da greutate în partea de foto acestui model, lipsesc multe, adică el este echilibrat, are și cameră normală și ultra wide și zoom și cameră de selfie și baterie și ecran. Adică este un flagship destul de bun, dar nu este deloc, cum să spun, competitiv, nu are un lucru la care să fie competitiv. Măcar ROG Phone 8 este recomandat pentru jocuri. Are butoanele de jocuri, are iluminare RGB, are tehnologia asta de optimizare Asus care dă posibilitatea să ruleze FPS-uri pentru mai mult timp, cu răcire specială, cu chestii speciale. E, ăsta e mai fratele mai prost, cumva așa, mai play it safe, mai să nu facem nimica senzațional, dar nu are niciun atu special care să-l ducă mai departe în vânzări. Nici prețul nu l-au dus în jos, cam cât ar trebui să fie. Zenfone confirmă practic ce s-a discutat începând din toamna trecută și continuăm până în primăvara acestui an, faptul că conducerea Asus a fost nemulțumită de divizia de telefoane și a avut un fel de competiție internă între ROG Phone și Zenfone și să păstreze doar brandul câștigător și decizia finală a fost să păstreze ROG Phone,
Iar noul Zenfone este un ROG Phone cu mici ajustări pe spate, fără niște tehnologii, fără niște optimizări software. Cam asta este ideea, adică au făcut niște o economie de bani, care pe de o parte este cauzată și de faptul că există foarte mulți oameni care spun că vor telefoane mici, dar în momentul în care au bani și cumpără, nu prea cumpără ce au spus și cumpără telefoane normale. Acum sunt multe motive la mijloc. În primul rând, cele mai puternice flagship-uri au ecrane mari și e greu. În momentul când ai ales unul mai mic, deja știi că ai renunțat ori la foto, ori la baterie, ori la ceva. Trebuie să-ți placă ecranul mic foarte, foarte mult ca să accepti de bunăvoie să renunți la chestii de pe telefon. Dar se pare că asta a fost, în ciuda faptului și în ciuda anunțurilor și în ciuda unor campanii de promovare, varianta compactă a Zenfone nu a prins prea bine la public și nu a avut succes și atunci trebuia să facă ceva. Să vedem dacă această schimbare cu readucerea spre dimensiuni mari va fi un lucru bun. Rămâne de văzut și asta o vom ști la anul dacă Zenfone 12 va fi mare, mic, o să vedem. De-a lungul timpului au tot încercat și schimbat concepte. Este bine că nu au renunțat la domeniul ăsta și este bine că mențin o competiție puternică cu ceilalți, adică nu sunt un jucător foarte mic. Pe de altă parte, nu sunt de nivelul Samsung sau Xiaomi. Sunt și un competitor pe piață care vând câteva sute de mii de unități pe an. Din punctul meu de vedere, sunt aici, ar trebui să păstreze ROG Phone-ul dedicat gamerilor cu toate funcțiile și tehnologiile pentru gaming, dar să-i ofere și la Zenfone ceva avantaje. Deocamdată, cel mai mare avantaj pe care l-am văzut la telefonul ăsta este că autonomia. În rest, nu prea ai. Nu prea ai camere, ecranul e Full HD, da, are procesorul de top cu performanțe, dar aici, dacă ești pasionat de performanțe și așa, mergi pe ROG automat. Iar prețul său final, la care vine în România, e cam ridicat. Cam asta e adevărul în momentul ăsta. Ce să facem? Haideți să vă arăt din mână, vedem teste făcute, vedem poze, vedem ecranul, sunet și toate celelalte, iar la finalul acestui videoclip vă ajut să trageți concluzia dacă merită sau nu merită cumpărat acest model. Hai să vedem! Bun, am venit aici un pic să vă arăt un pic Zenfone 11 de sus. Cutiuță obișnuită, care include această husă din plastic. Și avem doar cablul de încărcare în cutie. E posibil să fi fost uitat pe undeva, dar asta nu prea știm. Hai să vedem ce scrie pe asta. Scrie în chineză. Deci nu scrie nici varianta, nici gigabytes, nici stocare, nici nimic. L-am păstrat pe ăsta albastru că arată mai frumosel. Nu i-am pus interfață. Te întreabă la început dacă vrei sau nu interfața de Asus. Nu am vrut interfață de Asus Optimize sau Stock. Am pus Android Stock. Arată foarte bine în Android Stock. Chiar are și gallery. Se mișcă foarte bine. Asta am observat din prima, că se mișcă senzațional. Și Stock are UFS 4. Margini plate pe lateral. Se pare că trendul ăsta de design cu margini plate a prins pe toată lumea anul ăsta, ca să stea mai bine pe suport de filmat fotografiere. A păstrat stilul ROG Phone de a avea încărcarea oarecum într-o parte, că mă tot chinuia să o bag așa în mijloc și nu nimeream. Și a păstrat și mufă de căști, ceea ce e un lucru foarte bun, dar nu au carduri de memorie. E mișto, designul ăsta mie mi-amintește de laptopurile Le Zenbook, de unul din laptopurile Asus. Vine la pachet, bineînțeles, cu Android 14, cu funcția AI. Deci ce vedem aici, AI, portret video optimizat cu AI, Smart Search pentru poze, Search pentru aplicații, Search for Settings și multe altele. Iar cum l-a scos din cutie fără nicio setare, a scos 24 de ore, 23-54, 24 de ore de utilizare. Power saving-ul activat, 25 de ore, 24, nu e foarte bine, ar trebui să prelungească mai mult, dar este deja o cifră foarte mare, foarte mare, 25 de ore, 24. Vedem varianta, 16 GB de RAM, 256 de stocare, procesorul Snapdragon 8 Gen 3, ecranul e 2400x1080, ceea ce este slab în comparație cu foarte mulți
competitori, adică pentru ROG Phone avea sens pentru că este un telefon de gaming și unde pe Full HD rulează la mai multe FPS-uri. Pe telefonul ăsta la nu prea avea sens, trebuia să pună un ecran de rezoluție un pic mai ridicată. 5500 bateria, uite stocările, 1.09 GB pe secundă, 1.57 GB pe secundă, copierea memory copy 20.67 GB pe secundă. Scorul maxim în Geekbench 2200-2300 single, 2000, aproape 7000 multicore. Adică este un terminal care are toate avantajele de care ai nevoie, fără să fie prea masiv, butucănos, greu, cum era cel de la ROG. Mult mai optimizat decât ROG pe partea asta. Și haideți să vă arăt și imagini făcute cu el. Senzorul principal de 50 de megapixeli este bun, de calitate. Are această tendință de a băga un pic de galben pe care unele camere foto o au. Pe lumină puternică nu are ROG, procesează foarte bine. Iar pe soare am mai văd că aici a ratat focusul, a făcut focus pe floarea din spate. Aici s-a văzut într-adevăr cu adevărat clar. Camera e foarte bună, dar nu e optimizată la niște... Uite, aici iar n-a făcut focusul corect, aici a făcut focus corect. Se descurcă și pe lumina mai slabă, se descurcă și în natură. S-a jucat un pic cu zoom-ul. Face un 10x foarte bun și un 30x care este maximum utilizabil. Și la fel ca la senzorii de 50 megapixel, poți să mărești mult de tot și vezi detaliile în poză. Adică camera foto este bună, dar este aceeași de pe ROG, se descurcă la fel de bine ca pe ROG. Adică nu ai care ar fi atu-ul său, nu ai un atu pe care să-l dai. Sunet foarte puternic și în ambele părți. Ok, ecranul foarte bun, se descurcă în orice situație, îl las să ruleze aici și mergem direct la concluzii. Pe de o parte, ca factor pozitiv, avem un telefon care este destul de bine dotat tehnic la toate nivelurile, adică are procesor de top, are camere bune, are ecran decent, are baterie mare cu încărcare rapidă 65W și se încarcă și wireless. Este rezistent, făcut din materiale premium, protejat cu Gorilla Glass, rezistent la apă și praf și oferă cam tot ce ți-ai dori de la un telefon de top în ziua de astăzi. Dar, pe de altă parte, există și probleme. În primul rând, ecranul este doar Full HD, nu e nici măcar Full HD+. Nu e nici măcar 1200p cum au ceilalți, cum au telefoane mid-range care sunt mult mai ieftine. Este un ecran HDR și este un ecran luminos, dar nu are rezoluția maximă. Telefonul este destul de compact și destul de ușor, cu o baterie mare ce oferă autonomie foarte bună, cu asta ne-am lămurit, dar pe de altă parte nu are un atu special de cumpărare, adică nu are nici cel mai bun ecran, nici cele mai bune camere, nici cea mai bun procesor, nici cea mai bună baterie. Există și alternative, știi? Și când vine, se lansează la 5.000 de lei, cam ai nevoie să aibă ceva de care și tu ca simplu cumpărător să te poți lega, să zici, bă, uite, îl cumpăr pentru asta. Pe ROG Phone îl cumpăr pentru jocuri. Pe Samsung Galaxy Ultra îl cumpăr pentru camerele foto. Pe iPhone îl cumpăr că este cel mai securizat sistem de operare pe care nu mi-e frică că îmi fură hackerii ceva. Pe fiecare are un atu, o chestie suplimentară care îți dă acea senzație de confort la achiziție. E, ăsta are dotări bune, este ok per total, dar 5.000 este un preț mare pentru el. Și varianta de top 16 cu 512 se duce la 5.500 de lei. Cam scump,
cam trebuie dus mai în jos și acolo va fi competitiv și poate se va vinde. Cam asta este Zenfone 11 Ultra, un terminal care de data asta nu mai este compact. A venit în varianta aproape identică cu ROG Phone 8 și din punctul ăsta de vedere și prețul a devenit identic, așa că nu mai are... Îi lipsesc aturile de achiziție. Tare sunt curios dacă anul viitor, după ce vor vedea cifrele și ce se întâmplă pe parcursul acestui an, dacă oficialii Asus vor continua seria Zenfone în direcția asta sau vor face ceva nou cu ea sau vor închide complet. Tare sunt curios, rămâne de văzut. Cam asta este, aștept chestii noi la test, dar încă nu am nimic senzațional pus deoparte, așa că nu știu când va fi următoarea, următorul episod, sper să fie cât de curând. Ne auzim. Baftă! Ceau!